Suntem pregătiți atât la radio, cât și pe pagina de Facebook Radio Europa FM să ne întâlnim cu Cătălin Tolontan. Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața! Bună dimineața! Te ascultă! Am o pasă așa pentru Vlad, dar sigur, cum ar zice Luca, eu dau la gât, Vlad, știi? În sensul că n-ai cum să preiei în fotbal să folosești expresia asta. Ce părere ai despre atitudinea Bisericii Ortodoxe Române și a înalților clerici din România în legătură cu... BOR, adică Biserica Ortodoxă, în legătură BOR, cu... da, exact, în legătură cu conflictul din Ucraina, cu război. Cam rahitic, aș spune. Adică, bun, au fost câteva declarații. Adică domnul Bănescu l-a făcut purtătorul de cuvânt, nu? L-a făcut, da, practic om antichristic pe Putin și demisionar moral pe Patriarhul Kiril. Patriarhul Kiril este un erou mai vechi al emisiunii Deșteptare. Nu ne-a plăcut foarte mult. Are un podcap cu cruciuliță de aur rabatabilă pe cap și când intră în Mercedes are un servitor care îi rabatează cruciulița. Și așteptăm acum varianta cu telecomandă să fie. Da. Și, deci când se apleacă, înainte să intre în Mercedes, ăla îi face pe cruciulița și face îi rabatează cruciulița. Și după aia când trebuie să iasă, probabil că eu pune la loc, așa. Da, asta a fost. Iar înțeleg că Prea Fericitul a făcut un apel la solidarizare cu refugiații. Nu l-am mai auzit însă pe UPS de la Constanța, pe UPS Teodosie, care e mare fan Putin. Chiar ne-a explicat ce om bun este domnul Putin înainte să înceapă invazia, dar atunci parcă nu l-am mai auzit. Aștept să ne spună în continuare. Cam asta, atâta. Mai mult nu știu că nu urmăresc foarte atât. Ca să completăm informațiile, să spunem că biserica a strâns câteva zeci de milioane de lei pentru refugiații. Bravo, lăudăm. Foarte, foarte frumos. Sunt convins că părinții Bisericii Ortodoxe, că preoții fac o mulțime de lucruri zilele acestea pentru refugiați, fără să se laude. Și le mulțumim pentru asta și știm că fac. Da, e adevărat, declarațiile oficiale la vârf sunt mai puține. Da, iar declarațiile nu au doar puterea unor cuvinte. Înseamnă mult mai mult decât cuvinte în momentele astea, pentru că, da, toată această solidaritate a voluntarilor, inclusiv a bisericii, exact cum spui tu și la firul ierbii, sunt multe cazuri, este extraordinară. Ea este însă inevitabil, fatalmente reactivă, adică până la urmă oamenii simpli, voluntarii, n-au ce să facă decât să reacționeze după ce răul s-a produs. Biserica are însă instrumentele sale pentru a acționa înainte ca răul să se producă. Și despre ce rău vorbim? Aș putea să remarc o atitudine absolut neobișnuită a unui intelectual din România, care este foarte apropiat de Biserica Română. El a fost de altminteri și ambasadorul României, Borului, la și a României, la Vatican. A obținut un titlu important de la Vatican, este absolvent de Sorbona. E vorba de Teodor Baconski, fostul ministru de externe. Are cărți scrise despre religie. El a scris astăzi un text complet neobișnuit, cum spuneam mai devreme, în Libertatea, oamenii pot găsi, de o duritate extremă. Pentru un diplomat este un text, cum să spun, absolut la limita răbdării, aș putea să spun. Și el spune că este absolut obligatoriu, având în vedere ce se întâmplă în Rusia, ca Patriarhul Daniel să reacționeze personal, pentru că are o relație foarte bună cu Patriarhul Kiril al Rusiei. Și de ce spune că trebuie să reacționeze? Și dă câteva exemple pe care oamenii nu le știu, nu le știam nici eu, nici noi, și unele dintre ele realmente ne-au șocat, în care înalți clerici din Rusia vorbesc despre necesitatea și legitimitatea folosirii în acest moment sau în perioada care vine a armei nucleare. Și nu este singur discurs de acest gen. În Rusia se construiește zi după zi, fără ca noi să știm uneori, deși ne străduim să reflectăm și din sursele rusești, un discurs care încearcă să explice de ce este nevoie chiar să fie folosită arma nucleară împotriva, vom vedea împotriva cui, că nu se știe, asta nu spun foarte clar, da? Știm că au reclamat pe stadion în fața președintelui Putin că Rusia este mai mult decât Rusia, este și Ucraina și Moldova și țările baltice, folosind discursuri mai vechi ale Uniunii Sovietice. Știm că Pravda, ziarul care este apropiat Partidului Comunist din Rusia, care Partid Comunist al lui Jirinovski este
la rândul aliat în Parlament pentru guvernarea Putin, a scris textual, citez, nu avem decât două variante. Fie înfăptuim primăvara rusească, fie declanșăm iarna nucleară. Acum, oamenii pot întreba pe bună dreptate. Sunt niște, până la urmă, sunt niște declarații, inclusiv chiar dacă vin de la niște slujitori ai bisericii uneori, cât de mult trebuie să ne îngrijorăm? Eu aș da aici două elemente importante. Și primul, o să încep cu o experiență foarte apropiată. Libertatea a avut în Mariupol, orașul distrus în acest moment, un corespondent, chiar la începutul războiului, pe jurnalistul Mircea Barbu. Ascultătorii Europa FM l-au auzit de câteva ori în corespondențe. Poate că oamenii își amintesc următorul lucru. El a ajuns acolo, în Mariupol, chiar un pic înainte ca Rusia să atace și a rămas aproape o săptămână. A plecat aproape cu primii refugiați din Mariupol când începuseră bombardamentele împotriva orașului. La primele corespondențe relata cum oamenii erau absolut liniștiți și nu înțelegeau posibilitatea, nici nu credeau vreodată că rușii pot ataca un oraș pro-rus, în majoritate format din etnici ruși, care, da, nu voiau ca Rusia să ocupe Ucraina, dar oamenii spuneau, noi nu vrem ca Rusia să ocupe Ucraina, dar în niciun caz n-au de ce să ne atace. Suntem marea majoritate în Mariupol etnici ruși, un oraș mare de 400.000 de locuitori, suntem un port important, avem rude în Rusia, sunt mulți ruși din Rusia veniți aici, nu credem că se va întâmpla ceva. Era o asemenea liniște care, privită astăzi, după aproape 3 săptămâni de atunci, arată de fapt cât de departe poate să meargă iraționalitatea și cruzimea, de fapt, și cât de puțin suntem pregătiți pentru a înțelege niște lucruri. Îi rog pe oameni, că sunt convins că au ascultat acele corespondențe, le-au mai auzit așa, să-și aducă aminte spiritul lor de la început. Nimeni din Mariupol nu credea că Mariupol va putea să devină Guernica, ceea ce este astăzi, nu? S-a spus un ambasador, un consul grec, a spus că va intra în rândul orașelor distruse, șterse de pe fața pământului de către războaie. Și mai e un argument, care nu e unul imediat românesc, ci unul internațional. Chiar aseară, Casa Albă a comunicat că ea consideră posibil un atac chimic și biologic al armatei ruse, că ei se pregătesc pentru așa ceva. Și iarăși oamenii pot să întrebe, dar de unde știu ei? De la serviciile de informații. Noi, ca jurnaliști, eu sunt complet contra, că asta este meseria mea. Să fiu critic, să fiu rău, chiar la adresa serviciilor de informații, fie că sunt românești, americane, rusești, nu contează. Dar ele, practic, sunt între societatea civilă, în orice țară democratică și serviciile de informații, există o beligeranță, un joc permanent al luptei, da, normal. Ei bine, să ne amintim următorul lucru. Când Putin spunea că el a dus 150.000 de soldați doar ca să se antreneze acolo, la graniță, acum câteva luni de zile, serviciile de informații nu doar că au spus că va începe războiul, sigur, au spus o anumită dată, da, s-a strecurat o anumită dată și a fost cu o săptămână după, dar totuși e o eroare infimă față de precizia cu care au determinat, ei au spus nu, rușii vor ataca, nu sunt la antrenament și nu numai că vor ataca, au dat liniile de atac, exact. Cele trei linii de atac ale Rusiei. Exact. Aia asta, din nord. În timp ce oficialii Kremlinului negau privind în ochi jurnaliștii că așa ceva ar fi vreodată posibil. Adică dezmințeau ba chiar cu indignare toți și Lavrov și este incredibil obrăznicia. Exact. Persoane. Iar serviciile de informații... Asta suntem. Știi că sunt unii care spun că acum Rusia este Germania de prin 1938-1939, dar cu arme nucleare. Păi, cum să zic, nimeni nu se poate gândi. E foarte greu de pus într-o propoziție o asemenea astăzi, în 2022, că cineva poate folosi armele chimice, biologice sau nucleare. E foarte greu să ne gândim la asta. Dar și să iei propoziția de pe masă, cum se zice, cred că ar fi responsabil din partea noastră de data asta. Pentru că de data asta ei nici nu neagă măcar. Tu, exact cum spuneai, atunci când au atacat, înainte să atace, ei negau. Și le-au dat încă o dată, le-au dat liniile de atac. Au spus, vor ataca și vor ataca în aceste direcții. Așa se și cu aceste forțe. Le-au desenat pur și simplu pe hartă.
liniile. Așa se și explică faptul că ucrainenii, una dintre explicații, au reușit să reziste pentru că au știut exact unde vor ataca, cu ce forțe, au tăiat căile de comunicații și s-au pregătit pentru că au avut informații foarte, foarte bune. De data asta, revenind la acest pericol care este incredibil că ne putem gândi acum la acest lucru, dar este normal și sănătos să ne gândim la cât de mare este amenințarea ca să știm totuși ce avem de făcut în continuare. Da, ei amenință, deocamdată la nivelul retoricii prin interpuși, din păcate încă o dată, inclusiv prin oamenii bisericii ortodoxe ruse, cu posibilitatea unui război atomic. A spus-o de altfel și Putin, a spus-o și Lavrov, nu? Ei au invocat, au fost primii care au invocat arma atomică în acest conflict. Da. Bun, am înțeles. Mulțumesc foarte mult, Cătălin Tolontan. Te așteptăm și săptămâna viitoare. Sunt convins că ne reîntâlnim măcar săptămâna următoare. I love the music. Love winning. Love the morning. Despre viață, în fiecare dimineață, cu Vlad, George și Luca, la Europa FM.